Ei, în ideea aia, așa cum promiteam atunci că mă voi ocupa, am continuat să fac tot ceea ce trebuie, scuze, tot ceea ce trebuie ca să trecem de la stadiul de promisiune la fapte. Prin urmare, și cu ocazia asta trebuie să amintesc faptul că am fost sprijinit și de Serviciul Urbanism și de alți colegi consilieri. Am trecut la elaborarea acestui regulament, ca să-i spun așa, și chiar ar vrea să punctez că, deși se numește regulament, nu trebuie să sperie oamenii, că de obicei oamenii au reacția asta, se transformă în arici, ca să spun așa, când aud de regulamente și reguli. Mai ales în România. Mai ales la noi, deși în toată lumea, de fapt, societatea pe așa ceva se bazează. Și ca să concretizăm, practic, știți foarte bine, orașul nostru încet, încet se transforma în ceva oriental sau poate și sub acel nivel. Prin felul în care se fac termoizolările clădirilor, cromatica acestora, ritmul de execuție și așa mai departe. Așadar, după nou regulament, orice organizat, orice cum se numesc astea, asociație de proprietari, înainte să înceapă efectiv lucrările, trebuie să vină ori împreună cu constructorul, ori fără, să vină cu o schiță la Serviciul Urbanism, a fațadei, în care să fie reprezentate cele două culori pe care le-au ales. Deci maximal două culori, cum era data trecută. Da. Și vor primi un aviz tehnic pe loc. Nu costă absolut nimic ca și valoare, ca preț. Și nici ca timp. Și nici ca timp. E vorba de câteva minute, 10 minute. Acolo unde există un tronson deja executat, cel care urmează să fie executat, trebuie să respecte culorile deja aplicate. Nu se mai permite să se regăsească după finalizare 3, 4, 5 culori sau 7 culori, am numărat la un moment dat la un bloc, cu două scări. E ilară treaba asta. De asemenea, constructorul, după terminarea lucrărilor, trebuie obligatoriu să facă curat și să lase spațiul public așa cum l-a găsit. Fără să rămână, am văzut de multe ori schele, bucăți de schele rămase luni întregi. Polistiren. Și mai departe, moloze. Nu se poate așa ceva. E trecută de Consiliul Local. Da, deja. Deci e aprobată în Consiliul Local. Da, da, da.